Partidul Socialiștilor și cele două fracțiuni constitutive ale blocului acum s-au întrunit într-o ședință a Parlamentului. În cadrul ședinței de astăzi, deputații PSRM și cei ai blocului acum au votat pentru crearea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circunstanțelor devalizării sistemului bancar în Republica Moldova. Comisia va fi formată din nouă membri, câte trei de la PSRM și blocul acum, iar alți trei membri ar trebui să fie din partea PDM și Partidului Șor. Este vorba despre Vladimir Golovatiuk, PSRM, Vladimir Tsurcan PSRM, Andrian Lebedinski PSRM, Alexandru Slusar, blocul acum, Dumitru Alaiba, blocul acum, Eugen Car, blocul acum. Comisia va examina fraudele din sistemul bancar începând cu 2010 și urmează să prezinte un raport în Parlament în decurs de 90 de zile. Comisia va fi condusă de deputatul platformei DA, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusăr, cel care a prezentat proiectul la ședință. Stimați colegi, vă mulțumesc. Componența comisiei este votată, este acceptată. Nu vreau să le zic felicitări, vreau să le urez. Multă chipzuință, multă înțelepciune și să lumea așteaptă să faceți ca dreptatea să fie de partea poporului.